Beyblade, Beyblade, let it rip! Lupta să fie dreaptă, metalul curaj așteaptă. Nu poți să stai deloc, de iluzii nu e loc. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Dă-i șurm, învârte-l, să vezi puterea până la capăt, da, nu vom renunța. Ia în ultimul episod din Beyblade, privind cu uimire echipa Wang Hu Zhong, care lucrează împreună, Jinga și restul grupului se hotără să-și exerseze și ei abilitățile de luptă împreună. Lucrurile merg mai greu la început, fiind un grup competitiv și evident nu dau randament foarte bun ca echipă. Totuși nu renunță și reușesc să învețe să colaboreze unii cu alții atât de bine încât echipa Wang Hu Zhong îi provoacă la o luptă de Beyblade pe echipe pentru a le testa noile deprinderi. Lupta începe, iar Jinga și echipa lui par să fi uitat deja ce înseamnă lucruri în echipă. Se pare că echipa Wang Hu Zhong va învinge ușor echipa lui Jinga, ai cărei membrii se ceartă în permanență. Totuși, Jinga și prietenii săi își dau seama că se află în încurcătură și lasă divergențele deoparte, unindu-și forțele și talentul într-o luptă electrizantă. În final, ciocnirea uriașă a beiurilor ambelor echipei duce la eliminarea tuturor beiurilor în arenă. E egalitate! Echipele promit să se reîntâlnească la campionatul mondial de Beyblade. The Shine le spune că trebuie să învingă echipa din Africa. Unul dintre membrii acestei echipei folosește un lion. Jinga se întreabă cine ar putea fi misteriosul Blader. Focul mistuitor al leului. Ai găsit-o? Stai un pic! Uite! Echipa Wild Fang! Se pare că s-au format exact înainte de runda de calificări din campionatul din Africa. Și e adevărat, așa cum a spus The Cheyenne, unul folosește un lion. Fantastic! Echipa asta a câștigat fiecare meci din campionatul african și cele care au urmat. Asta înseamnă că au câștigat câte două meciuri de fiecare dată. Și cine sunt membrii echipei Madoka? Mă uit chiar acum! Hei! Tu ești Blader, nu-i așa? Oprește-te de acolo! Te duci la turneul ăla, n-am dreptate, amice? Îmi pare rău, dar în cazul ăsta nu te putem lăsa să treci. Să nu te superi prea tare pe noi, dar cu cât mai puțin concurență avem, cu atât mai bine pentru noi. Spune ceva, pe noi nimeni nu ne ignoră, ai înțeles? Prietene! Ha? Astea sunt pietre, de ce le cari după tine? Deci, ai de gând să lupți cu noi de unul singur, asta e? Ești nebun de-a binelea! E atât de puternic! Ai avut noroc! O să te ținem noi minte! Deci ăsta e Rock City, a? Blader din întreaga lume! Vă mulțumesc că ați venit în turneul de selecție al echipei reprezentante din țara noastră! Eu sunt președintele Dalba Machife și vă urez bun venit în savana! Pentru ca țara noastră să se dezvolte și să prospere, trebuie mai întâi să facem numele savana cunoscut întregii lumi. De aceea, țara noastră va concura în campionatul mondial de Beyblade. Dacă vom câștiga campionatul, savana va deveni cunoscut peste tot în lume. Iată de ce am hotărât ca orice blader să poată participa în turneul de selecție al reprezentanților țării. Astfel, cei mai puternici blader din lume vor putea fi reprezentanții savana la campionatul mondial. Ceea ce vreau eu de la voi este forță, competitivitate la nivel mondial, capacitate de concentrare exclusivă asupra victoriei, dorință.
ființă și instincte de luptă ca ale fiarelor sălbatice. Blader din alte țări care ați venit aici din motivele voastre. Dacă vreți să ajungeți la campionatul mondial, atunci câștigați un loc în echipa reprezentantă a țării noastre. Apoi folosiți faima campionatului mondial pentru a răspândi numele țării pe tot cuprinsul globului pământesc. Eu vreau. Mie îmi convine. O să mă întâlnesc cu cei de acasă care m-au eliminat. Nici nu o să știi ce i-a lovit. Ei nu sunt altceva decât niște țărănoi. Dar asta e singura soluție ca să ajung la campionatul mondial. Există oare cineva în mulțimea asta care ar putea să-mi fie partener? Hei, ce-i de fapt cu cartonașele astea? Ce e cu tine? Nici măcar nu știi ce înseamnă. Uită-te acolo! Sunt trei feluri de cartonașe, albastre, roșii și galbene, pentru a ne împărți pe grupe! Se ne împartă pe grupe. Iar acum atenție la mine! Declar deschis turneul de selecție al echipei reprezentative din Savana pentru campionatul mondial de Beyblade! Fiecare grupă va participa la luptă având codul de culoare corespunzător. Ultimul blader neînvins din fiecare grupă va ieși în față și va primi una din cele trei brățări de câștigător. Am înțeles. Există trei membri în echipa reprezentativă și există trei grupe cu trei culori diferite. Asta înseamnă că bladerii care câștigă lupta și primesc o brățară vor fi reprezentanții. Să știi asta! A sosit momentul! Să înceapă lupta! 3, 2, 1, let it rip! Da! N-ai voie să faci asta! E vina ta dacă lași garda jos? Ce vrei să spui? Trezește-te! Nu contează ce faci ca să câștigi! Ai înțeles? Îmi stați în drum, la o parte! Ocupă-te de asta! Leon! Mișcarea specială! Lovitura distrugătoare a regelui leu! Ce-i asta? Ăsta e finalul! Acum! Imposibil! Oare cine-i tipul ăsta? Sunt coșmarul vostru cel mai mare! Bun, grupa roșie! Lupta voastră s-a încheiat! Câștigătorul de necontestat este Hioia! Nu se poate! Deja s-a terminat? De acord! Dar acum e rândul meu! Iau eu asta! Sigur că da! Ai meritat-o! Ah! Ha? Hai, Vulcan Horusius! Oh, nu e rău deloc! Bine, am terminat cu gluma! Intră în ei acum, Horusius! Grupa albastră! Lupta s-a încheiat! Câștigătorul este Niall! Îl cheamă Niall, a? Au fost aleși doi bladeri! A rămas echipa galbenă! Bine, fii atent, Scorpio! Atac de baraj, du-te acum! Tipul ăsta... Nu o să pierd! Mă auzi? Am terminat! Aproape! Încă o lovitură! Da, să trăiți! Ia-o pe asta! Grupă galbenă! Lupta s-a încheiat! Câștigătorul este Marcus! Felicitări! Avem aici trei eroi care au supraviețuit unui teribil regal de luptă, cărora le dăm onorul! Deci, ei sunt aliații mei! Acum o să ajung la campionatul mondial! Sunt atât de îngrăzduți! Uite-te la ei!
Ei bine, dragi prieteni, vom începe faza finală a selecției. Ce face? Despre ce vorbești? Faza finală a selecției? Adică funcția noastră care prezentați nu e încă definitivă? Fără îndoială, voi trei sunteți cei mai puternici. Aceste brățări sunt dovada maestriei și talentului vostru. Totuși, uneori, într-o luptă colectivă, sunt care câștigă printr-un simplu noroc și nu datorită abilităților. În cele ce urmează, vom vedea dacă dețineți într-adevăr puterea corespunzătoare unui reprezentant al Savana. Hei! Ce-i cu asta? Regulile sunt foarte simple. Trebuie să înfruntați toți bladerii de aici într-o luptă de 24 de ore și să protejați brățara până la final. S-a înțeles? 24 de ore? Am zis cumva. Înseamnă că nu s-a terminat încă. Întocmai! Astfel că restul bladerilor îi pot provoca pe cei trei și pot lua brățara de câștigător pe care ei o poartă. După 24 de ore de luptă, cei care vor purta brățările vor fi adevărații membrii reprezentanți. Acestea sunt regulile. Baftă tuturor! Înțeleg, deci așa merge. Păi, în felul ăsta, orice fer care a avut noroc nu o să se mai agațe de victorie. Nu se poate! Scena de luptă este... Întreg orașul plus o rază de 3 km împrejur. Străduiți-vă să nu pierdeți prețioasele brățări. Îți bazi joc de mine? M-am chinuit atât de mult să câștig dreptul de a fi un membru în echipă. Nu o să-l las din mâna ta de uzor. Dați-vă la o parte din faza mea! N-avem altă șansă. Trebuie să o facem! Să înceapă faza finală a selecției! Să veniți să vă provocați când o să mai creșteți, copilași! Înainte printre ei, Horusius! Atât de puternici! Tipii ăștia sunt prea puternici pentru noi! Ești destul de bun, Nael! Și tu la fel, Kioia! I-am găsit! Sunt aici! Dați brățările încoace! Ha! O luăm de la capăt! Or să vină din ce în ce mai mulți, eu plec! Ce faci? Fugi? Mai sunt încă 20 de ore până la sfârșit. Metoda mea e să evit luptele inutile. Poate că te-am supraestimat, Nael. Ce ai spus? Dacă vrei să lupți, dă-i drumul, luptă. Oricum, scopul tău nu e să protejezi brățara. Să devii un reprezentant al țării și să pleci în lume. Nu? Asta e important pentru tine? Exact de asta voi lupta. Hă? Am un adversar pe care trebuie să-l înving în campionatul mondial. Ca să pot ajunge să stau în fața lui fără rușine, nu pot să întorc spatele unor slăbuți ca ăștia. Înțeleg. Ai dreptate. O să lupt alături de tine. Până aici, sunt determinați, Kioia Nael. Let it rip! Ce s-a întâmplat? Credeam că metoda ta e să eviți luptele inutile. Mai las o baltă. Fac ce vreau eu. Acum te-a prins, Nael? Se mai învârte încă? Unde s-a dus? Horusius, vino! Arată-te! Let it rip! Oh, nu! Ai lăsat garda jos, Nael? O-am buscat, ha? Ce truc murdar! Scutește-mă, nu contează felul în care o faci dacă la final câștigi. Haide, să-l prindem acum! Hei, pot să intru și eu în joc? Ce-a fost asta? Ar trebui să învățați, băiețași, să luptați fair play! Ăsta-i Kioia! Da, dar cum i-am vins deja pe toți ceilalți bladeri? Nu mă cunoști foarte bine, nu? Fă acum, Nael! Lovește-i cu putere! Horusius! A fost distractiv, nu-i așa? Mulțumesc mult, Kioia! Dar de ce m-ai ajutat? N-aveam de gând să te ajut. Am făcut doar ce-am avut chef.
Wow, ăștia-s extraordinari. Nile, de ce te-ai înscris în turneul ăsta? Era singura mea șansă. Nu erau blader destul de buni la mine în țară. Și pentru că luptele sunt pe echipe în campionat, în felul ăsta nu aveam cum să mă calific. Știam că dacă vin aici o să întâlnesc blader puternici. Dacă ajung la campionatul mondial, pot să mă lupt cu ei. De asta m-am înscris. Înțeleg. Deci, tu de ce ești aici, Kyoya? Ai spus mai devreme că ai un adversar pe care trebuie să-l învingi în campionatul mondial. Nile, ești exact ce trebuie, prietene. Hă? Hei, băieți! Hă? Ah! Oh, tu erai! He-he-he! Veniți în coază, băieți! Un adăpost subteran? Da! Sunt mai multe adăposturi sub pământ prin Rock City! E foarte bine! M-am interesat înainte să vin aici! Să știți asta! Ai stat aici ascuns tot timpul? Ce sens are să lupți cu tot împiedicații ăia? Dacă stăm ascunzi aici până la sfârșit, automat o să fim membri în echipă! N-am dreptate eu? Cred că da! Și zi, Marcus? Ha? De ce te-ai înscris în turneul ăsta de selecție? La mine în țară sunt blader extrem de puternici și de talentați. N-ați fi avut nicio șansă să-i înving într-o luptă dreaptă. Dar în turneul din țara asta am o șansă destul de mare ca să câștig sigur. Da, ți-am răspuns! Cu alte cuvinte, ai fugit din fața luptei. Ha? Ce face? Marcus! Ha? Tocmai ai picat testul. Ha? 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 Sunt ceilalți! Ha? Sunt prea mulți! Dacă vin în coație, suntem terminați! Dă-te! Îi spulber pe toți odată! Nu face asta! Dacă luți într-un loc ăsta, o să fim prinsi în foc încrucișat! Ia alea! Adu-le în coație imediat! Cred că nu avem de ales! Ce se întâmplă? Ups, scuze! Am uitat să spun că aici e o gaură în pământ, după cum vedeți! Marcus, de ce ai... N-ar fi trebuit să lași garda jos. Asta e o competiție pentru șansa de a ajunge un reprezentant la campionatul mondial până la urmă. Dar de ce? Ai deja o brățară. Care-i treaba, amice? Cine sunteți voi? De fapt, și prietenii mei participă în acest turneu de selecție. Ei fac ce le spun eu, iar eu vreau să merg cu ei la campionatul mondial. Ca echipa Marcus, lui, Tony. Hei, priviți partea bună a lucrurilor! O să vă trimitem o vedere de la campionatul mondial, stați calmi! Te prind eu! Pa, pa! Călătorie plăcută! Haideți să mergem! Da! Ticălosul! E al meu! Încotro au fugit șobolanii aia! Hei! Kyoya! A? Vă provoc! Luptați cu mine acum! Nu mai am brățara pe mână! Nici eu! A? N-avem timp de pierdut cu tine! Marcus, nenorocitule, unde te-ai dus? Marcus? N-are curaj să stea în oraș, iar în afară sunt o mulțime de locuri în care să se ascundă! Păi știți... A? Dacă îl căutați pe Marcus, e chiar acolo! Ce? Mai sunt 7 ore. Dacă reușim să fugim undeva, o să ajungem noi reprezentanții țării. Acum că am ajuns până aici, nu mai avem de ce să ne îngrizolăm. Oh, dar te înșel, să știi. Nu mai ai nicio șansă, Marcus. Hai să termină povestea pentru voi. Kyoya, Nile, cum ne-ați găsit? El ne-a spus unde sunteți. Da, cum? M-am născut și am crescut în ținuturi întinse, așa că văzul meu e mult mai ascuțit decât normal. Ce? O să luăm înapoi cine aparține. Pregătește-te pentru că o să luptăm acum. Let it rip! Veiurile lor sunt un model de apărare Rockeris ED-145D și un model Thermal Gemius T125S. Aquario e doar o momeală. Or să folosească un atac prin învăluire.
Poți să vizi asta de aici? Interesant. Ai putea fi foarte util. Mișcare specială! Lovitura distrugătoare a regelui Leu! Mișcarea specială! Zona mistică! Ha! Nu crezi că am depășit puțin măsura? Hei tu, cum te cheamă? Numele meu? Mă cheamă Damure. Ține asta! Ce? Dar de ce? Ți-o ofer ție. Dovedește-mi că o poți apăra. Vom cuceri lumea întreagă! Bun, păpușă! Au dublat actorii Cristi Balint, Elena Xing, Olimpia Mălai, Ionuț Ionescu, Dan Lupu, Alexandra Radu, Ionuț Grama, Gabriel Velicu, Toru Cătănescu, Anca Iliese și Adrian Venete. Traducător Veronica Bâtcă, regizor Alexandra Radu, dialoguri Ovidiu Mitrică, mixaj sunet Claudiu Bodrug. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media.